Bine ați venit! Mulțumim de invitație! Bine ați venit la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, Cutoria Sfântului Constantin Brâncoveanu. Cu toții știm că Brâncoveanu Constantin a construit aici o mănăstire la Sâmbăta de Sus. Dar înainte de Constantin Brâncoveanu, în munții care se află aici, în Țara Făgărașului, au trăit pusnici, părinți duhovnicești care nu se știau de ei. A fost construită o mănăstire, o bisericuță de lemn. Duminica, când se săvârșea Sfânta Liturghie, părinții din prejur, care erau în pustie, veneau de se împărtășeau cu Sfintele Taine și apoi se retrăgeau înapoi în isihast, în rugăciunea din munți. Iată, într-o lucrare în care am un grad, care l-am dat la Sibiu, gradul întâi, în al preasfințitul m-a rugat, cumva, de fapt mi-a spus, Părinte, fă ceva ca să și rămână, să știe lumea de treaba aceasta. Aici este domnul profesor Șerban, care știe foarte bine de Șerbănescu, de lucrarea respectivă. Și atunci mi-am spus în mintea mea, dacă părinții de atunci trăgeau aici, într-un acest loc, datorită fântânii care datează de la 1500, s-au construit și acea bisericuță. De atunci și până astăzi, mai puțin de 141 de ani, când s-a oprit partea duhovnicească aici, după 141 de înruinare, Mitropolitul Nicolae Bălan, la 1926, a hotărât ca să pună ființă din nou temelie acestei mănăstiri de la Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus. Iată continuarea Mitropolitului Bălan, Mitropolitul Antonie, a construit incinta brâncovănească care se află și astăzi, care fiecare din frățiile voastre veniți și vedeți câte lucrare s-a făcut aici la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Bineînțeles că partea duhovnicească a mănăstirii în 1938-39 Mitropolitul Bălan s-a gândit să aducă aici trei viețuitori. Pe Părintele Arsenie Boca, Părintele Serafim Popescu și Părintele Nicolae Mladin, mai târziu ajungând mitropolit al Sibiului. Iată, părinții acestea care au venit aici în mănăstire și au trăit, au pus viața duhovnicească, temelia vieții duhovnicești de aici, de la Mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, se datorează Părintelui Arsenie și Părintelui Serafim. Părintele Arsenie a stat aici la mănăstire și a pus temelia duhovnicească fiind trimis în Sfântul Munte, împreună cu Părintele Serafim Popescu, să aducă tipicul și toate slujbe, toată rânduiala Sfântului Munte să o aplice aici la mănăstire, atât cât a fost cu putință. Știm cu toții că Părintele Arsenie n-a stat mult aici, pentru că așa a fost situația, a trebuit să plece la Prislop. Rămânând Părintele Serafim ca stareț, un om blând, un om care a stat 50 de ani viețuit aici în mănăstire, un om al liturghiei. Când am intrat în mănăstire aici la Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, era și Părintele Teofil ca duhovnic, și atunci, cintind viața Părintelui Serafim și a Părintelui Arsenie, am căutat cumva să urmez pe Părintele Serafim. Nu știu ce m-a tras. Părintele totuși era și blând, Părintele Arsenie era și aspru. Părintele Serafim era un om al bucuriei, al primirii celor care veneau la mănăstire. M-am atașat cumva de mormântul părintelui, chiar de era Părintele Teofil aici,
Și spuneam, părinte, parcă mai mult înclins pe părintele Serafim. Nu știu ce aveam. Și uite că astăzi Biserica Ortodoxă a hotărât ca părintele Serafim și cu părintele Arsenie să fie trecuți în rândul sfinților. Noi căutăm cei de la mănăstire să ducem predania părinților care au fost aici, pe cât ne este cu putință, ne este greu datorită lumii care vine, pentru că monacul, când te gândești la monac, te gândești la singurătate, la isihas, la rugăciune. Încercăm cât putem. Când nu poate omul, poate Domnul. Ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, dar noi trebuie să ne facem datoria ca să putem duce mai departe ceea ce au adus părinții din Sfântul Munte aici la mănăstirea de la Brâncoveanu. Astăzi noi suntem 35 de viețuitori ca monahi, iar ca angajați încă pe atâția ani din afară, ca să putem face față ajutând și pe cei din jurul mănăstirii și pe cei care vin duminica și sâmbăta la mănăstire. Fiecare părinte din mănăstire are ascultare. Părintele Stareț dă ascultarea începând la 1 ianuarie în fiecare an. Fiecare știe ce are de făcut un an de zile. Dacă este bine și nu este nimic de modificat, rămâne și pentru alt an. Dacă este ceva de schimbat, schimbăm. Fiecare își face ascultarea. Dimineața la ora 6 începem utrenia cu ceasurile și cu Sfânta Liturghie, după care fiecare părinte pleacă la ascultare până la ora 13, când vine de servești masa, vin. Și apoi până la ora 17, din nou la ascultare, care facem ceasul nou cu vecenia, cu pavecenția, cu canoanele de-a doua zi, și apoi fiecare părinte se retrage la chilia lui de la ora 22, nu mai au voie să umble prin curte. Închidem poarta mănăstirii, ceilalți care stau în gospodărie știu și fiecare intră la programul de rugăciune. Iată, noi, datorită părintelui Arsenie și părintelui Serafim, nu pot să nu amintesc de părintele Teofil, care a ținut cumva, după părintele Serafim, părintele Arsenie, oaza credinței aici, în mănăstirea noastră. Părintele Teofil era foarte bun pentru oamenii din afară, mai ales pentru tineret, mergea la foarte multe conferințe, era foarte căutat. Iar pentru cei din mănăstire, pentru noi era foarte dur, cumva. Da sau nu, nu era cale de mijloc. Dacă nu te încadrezi în program, plecai, nu puteai să stai alături de părintele. Mulți acum se folosesc de părintele Teofil, spun că au fost ucenici, dar numai așa, se folosesc doar. Dacă ești ucenic cu adevărat a cuiva, cauți să ții în taină și taina aceea ți se descoperă tuturor că ai urmat pe cineva. Dar când spui că ești ucenicul cuiva, deja îți dai cumva, păi nu poți să fii tu. Noi în viață trebuie să căutăm să fim noi. Nu să copiem pe cineva sau să ne folosim de cineva. Noi, ce pot eu face pentru mine și pentru cei din jurul meu? De multe ori mi se pun întrebări de ce am venit la mănăstire. Și le răspund, să ne rugăm pentru oameni, pentru dumneavoastră. Pentru că în lume știm foarte bine noi cei care trăim în mănăstire, pentru că oamenii de rând trebuie să își întreție cumva familia. Și noi cei din mănăstire putem să ne rugăm pentru cei din lume ca să poată să fie ajutați. Bineînțeles că și omul din lume trebuie să aibă o rânduială, să postească, să se roage, să meargă la biserică. Părinte Teofil întotdeauna spune, dragă, cei care nu merg la biserică și spun că sunt credincioși, sunt necredincioși. Părintele zicea că îi numim la păgâni. N-aș putea spune chiar așa, că totuși Dumnezeu poate să lucreze în inima fiecăruia dintre noi să ne dea un pic de lumină ca să-L urmăm. Dumnezeu nu are de pierdut pe nimeni niciodată. Dumnezeu caută fel de fel de posibilitate pentru omul respectiv care nu-L caută să-L aducă la lumină. Dumnezeu este bun, blând și milostiv și caută ca fiecare dintre noi să ne mântuiască.
Mulțumim părinților profesori și domnului profesor de aici, care mi-au spus să vin la deschidere, pentru că în alt preasfințit trebuia să fie de față, n-a putut, că a fost invitat în altă parte. În alt preasfințitul mi-a transmis să vă spun tuturor celor care ați venit că el este aici, chiar de nu este, vă poartă în rugăciune și în suflet. Părinților profesori, domnului profesori, vă lăsăm să vă faceți. Nu, nu ne lăsați, să rămâneți cu noi. Rămân pe pot. Ai.